Trebuia să întreținem atmosfera pentru că oamenii puteau să coboare și noi trebuia să le atragem atenția, să îi facem să își dorească să rămână în continuare în acest autobuz. Cred că s-au distrat și s-au simțit foarte bine cu noi pentru că toată lumea ne zâmbea, i-am cucerit și le-am oferit așa un dram de bucurie și un mic spectacol. Hey, 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 hey. Stop in the station, but tell everybody to don't get down till the Cooper Park. Because if we get down, if they get down, we lose. Everybody, attention, please. Astăzi eu am crezut că nebunesc, pentru că poporul meu favorit m-a hărțuit. Cum mă întorceam? Pac! Cineva mă atingea. În spatele meu, 30 de bărbați zâmbind. Cominți? Unde e autobuzul nostru? Vreau să știu și acolo vreau să mergem. Te rog că nu mai pot. Deci m-au hărțuit oamenii ăștia astăzi. Eu înțeleg că eu sunt blondă și sunt diferită și sunt... Dar eu n-am crezut... Deci într-o astfel de țară, în care tamilii m-au dat afară din satul lor, da? Pot să-mi pună mâna pe fund. Serios. Măi, nu mi-am dat seama cine făcea asta. Nu, n-ai cum. Pe Jojo au pipăit-o, pe tine te-au pipăit? Nu mă așteptam ca în India să se întâmple treaba asta. Adică mă așteptam, nu știu, în adolescență. Am aflat ulterior de la Jojo. Deci, te rog, încetează cu chestiile astea. Cred că dacă m-ar fi pipăit... Tu poți, nu ei. Cred că dacă m-ar fi pipăit, le-aș fi ruptă mâna pe loc. Doamne, ferește! Plus că te uiți la mine, îmi pui mie, par scorpie direct. Ce faci, mă? So, my team, Jojo team, hands up! 1, 2, 3, 4, 5. M-am simțit foarte ciudat, vorbesc serios. Come on! Okay, let's go in the bus, guys! Let's go in the bus! Are you ready? Yeah! To go to Cavern Park! A fost prima oară în această competiție când am crezut realmente că îmi pleacă mintea. Somebody who wears the backpack would go. Somebody who has a shirt. Man wearing goti. Yes, sir. Man wearing goti. You, sir, inside. Yes, sir. Girl in the jeans. Girl in the jeans. Please, inside. Girl with scarf? No. Girl with a scarf. Girl with a scarf. Somebody who has headphones. Here they are. Okay, wait. N-am găsit 15, am găsit doar 11, pentru că 4 erau tipologii de femei și femeile sunt mai reticente la genul ăsta de spectacol. Dar cred că ne-am descurcat foarte bine cu 11, dacă mă întrebi. Let's go. Hai, e bine, suntem bine. Haide, folks, suntem bine. Goodbye, India, you've been amazing! You are. Cam. Am vorbit cu judecătorul și am bifat pe rând și eu aveam lista mea și el lista lui. Go there. With the newspaper. Go. Thank you. Bye, guys. Bye, okay, everyone. Okay, guys, we're going to Cavern Park. Nobody gets out. I haven't got the current information about rhododendron. Hello, Bogdan. Are you there? Sorry. Places where Dracula lived, so I just want the best route to follow that. Hello. You people? Are you? I'm incompetent for this. I cannot handle this. Come back. Hello. Călătoria autobuzului Vesel va dura aproximativ 20 de minute, timp în care va face câteva opriri până la stația finală în Cubon Park. Pentru fiecare pasager pierdut, echipa primește penalizare. Cu cât mai mulți călători la final, cu atât mai bine. Beautiful music.
Yes! Cred că s-au simțit bine și sperăm că i-am bucurat. Că au avut parte de o plimbărică, așa, în miezul zilei, tamnesam venită de nicăieri. Thank you for joining us in this adventure and challenge. Thank you so much. Dincolo de toată îmbulzeala, oamenii chiar au venit pentru noi să ne ajute. Da. Partea bună a fost că am găsit toți oamenii de care aveam nevoie. Hai, Fale Entertainment! Haide, zi ceva! În secolul XIX, ca să ții niște oameni într-o sală sau într-un spațiu închis, trebuia să faci cel puțin un număr de acrobație sau de striptease. În 2018, e de ajuns doar să faci selfie-uri, cu toți. Ana și cu domnul aici? Da, sigur. Să nu coboare! So, do not get out! We're getting out to Cabin Park! Au stat foarte cuminți și foarte docili. I-am atenționat că nu se coboară decât la parcul unde mergeam, că acolo se cobora. Nu v-am zis eu că cursa pentru imunitate, pentru ultima șansă, de fapt, este ce mă ține pe mine în viață în acest concurs. Paul will be something you will choose. You choose his job. Și ne-a venit ideea să facem un exercițiu de improvizație, se numește discurs cu brațe. Cel care ține discursul trebuie să primească de la public o meserie, un loc unde se petrece acțiunea și subiectul discursului. Okay. So you tell about the bowling. What is okay. And he's supposed to talk about bowling. Yeah, bowling or cricket, whatever. Și au hotărât că Paul este un jucător de bowling pe un teren de cricket. Okay, everybody. Okay. Very nice to meet you. Very nice to be here with you in front of you, every one of you. I am a little bit... La acest discurs cu brațe trebuie să faci tot felul de șote din astea. I have mosquitoes. Și s-au amuzat foarte tare când eu am început să-i dau palme. Everywhere mosquitoes in India, malaria. Ok, now... Acum dacă eu am auzit că ei râd și sunt captivați de treaba asta, i-am dat ceva mai multe palme decât obicei. How many balls do you have? Oh my god, I'm sorry for asking this. Nu mai da așa, că dacă te pălesc o dată, îți trag una de un TV, Boldoveacu. Mamă, deci am zis, cred că va fi prima oară în viața mea când o iau pe Cătălina la palme. 3, 5, 7, 8! Oh, oh, oh! Right, left, right, left, right, left, right, left. 1, 2, hey! 1, 2, hey! 1, 2, hey! A rămas aceeași gașcă de la început și până la sfârșit și noi am putut să avem poza cu lista completă, mai puțin omul care mânca. Hey! Yeah! Hey! Ne-au ajutat pe noi să putem pleca în următoarea misiune foarte repede și am avut un singur minut de penalizare și le mulțumim foarte mult că n-au coborât.